Salut! Salut! Bine ați venit la Betty L Club! Noi ce vom face astăzi, Betty? Noi astăzi vom arăta radiere haioase. Corect! Noi astăzi continuăm rubrica noastră cu radiere haioase. Și în această rubrică noi vă arătăm diverse radiere care au forme un pic mai deosebite și mai ciudate. Și eu cred că la majoritatea copiilor le plac astfel de radiere, deoarece e cu mult mai haios și mai amuzant să ai la școală o radiere mai deosebită. Lui Betty, de exemplu, îi plac numai astfel de radiere și Iangheus Danielul ei la școală are doar radiere haioase. Am ruși, creion, radiere. Da. Deci să începem? Să începem. Și primele radiere haioase pe care vrem să vi le prezentăm noi astăzi sunt acestea. După cum vedeți, aici avem o radiere în formă de un soldat, eu nu știu ce este el, dar Sentinelă, da? Soldat. Aici avem un autocar cu două etaje. Două etaje? Cum arată el? Iată. Wow! Aici avem steagul Marii Britanii. Parcă arată ca un cadou. Da. Și aici avem o de-aia, ori o clădire înaltă, nu știu precis. Nu, e din aia care... Pentru telefon? Nu e husă. Nu e husă, e o cabină de aia de telefon, ce crezi tu? Ce cabină de telefon? Laura, e bine, te rog, știu, uită. Asta ce crezi tu că este? Asta este o cabină de telefon din trecut. Marea Britanie. Ele încă sunt ca exponate acolo. Am înțeles, pe am zis eu că este o cabină de telefon din Marea Britanie. Deci, dați să despachetăm aceste radiere haioase și să vedem așa cum arată ele. Au, ce ușor, da? Da. Cam așa și... Hai. Avem. Wow. Ce? I-a căzut fața. I-a căzut fața? Hai pune-o, mami. I se mișcă și corpul. Hai, până-i faci tu fața, eu arăt la copii celelalte radiere. Iată. Uitați-vă ce e de frumos acest autocar. Dar mie îmi place acesta. Acesta este steagul Marii Britanii. Vezi, pe o parte e doar albastru, pe o parte arată ca steagul. Uite, am făcut o nouă ușă. Aici avem cabina de telefon, care, uitați-vă, are și găuri. Și aici, Betty a observat că se desface, da? Da. Și ai făcut omulețul. Wow, dar omulețul ăsta este destul de greu. Iată, dacă îl ținem... Dar și de-aia am desfăcut asta. Și dacă îl ținem așa în picioare, îi se clatină capul, deoarece părerea este foarte grea. Ia stai să arătăm la copii. Iată, eu îl țin și îi se clatină capul. Ups! Pălăria este plină cu radieră, adică este o radieră destul de grea. Stop! De unde am luat aceasta? De unde? De la asta. Am înțeles. Nu știu, nu poți să pui, iată, așa să stie, de exemplu, această radieră, căci capul este mai greu. Dacă îl pui cu picioarele în sus, cred că ar sta. Ar sta numai cu asta sprijinită. Nu cred că stă nici de asta sprijinită. Păi nu, invers. Și a căzut nu-și fața. I-a căzut iarăși fața. Într-adevăr, este o radieră destul de haioasă. Adică sunt niște radiere destul de haioase. Hai să mergem mai departe. De unde e asta? De la asta, dar că nu știu de unde. E de la autocar? Da, a căzut ceva? Nu, este haina lui, Betty. I-a căzut și hainuța. Vai, s-a dezasamblat tot. Cum arată haina lui? E foarte ciudat. Mergem mai departe? Da. Următoarele radiere haioase pe care le-am găsit noi sunt acestea. Și după cum puteți observa, sus avem niște animăluțe ochioase, ochioși, le putem zice, sunt da? Sunt ochioși? Sunt ochioși. Și aici avem niște animăluțe cu ochelari. Haideți să despachetăm aceste radiere și să vedem ce animăluțe sunt aici. Ce ochioși? Mm-hmm. Au sărit.
Și prima radieră haioasă pe care am găsit-o noi este acest iepuraș drăguț cu niște ochelari negri. Super frumos! Wow, ce drăguț! Parcă nici nu-ți vine să ștergi ceva cu această radieră, da? Da. Parcă ți-e milă de acest iepuraș. Care nu stă în picioare. Care, din păcate, nu stă în picioare. Următoarea radieră, destul de amuzantă, este aceasta. Care ce este, după părerea ta, Betty? Hipopotam. Îmi pare că este o văcuță, deoarece are fărâmițe. Este o văcuță cu niște ochișori mari. Deci, este o văcuță ochioasă. Următoarea radieră haioasă este acest ursuleț, care la fel este ochios. Și aici, iarăși, avem un iepuraș care are ochelari. Doar că, de data aceasta, ochelarii sunt de culoare albă. Da, și el este oranj. Hai să vedem dacă îi se scot ochelarii. Da, îi se scot. Normal. Ia de să vedem îi putem schimba. Dacă îi putem schimba. Wow, ce tare! Chiar îi putem schimba. Și aici avem, nu știu ce este asta, tot un iepuraș, probabil, cu ochelari oranj, care la fel se pot scoate. E super. Îi merge lui ăsta. Pe ăsta, pentru că e oranj. Da, dar dacă îi pui oranj la oranj, nu se văd ochelarii. Da, și a căzut. Și merge și ăsta la negru. Și ultima radieră din acest set este aceasta, care este o broscuță ochioasă și destul de amuzantă. Hai să vedem dacă măcar broscuța stă pe piciorușe. Stă foarte bine. Ia să vedem. Și după cum observați, Betty le-a schimbat ochelarii și a făcut un iepuraș negru cu ochelari negri, un oranj cu ochelari oranj și ăsta alb mi se pare că așa și-a rămas, da? Sau el era cu oranj? Nu mai țin. Nu, el era cu oranj. El era cu oranj, oricum l-ai schimbat. L-am schimbat de la asta și ăsta îi se scoate ochelari. Destul de interesant. Merge mai departe? Da, eu nu sunt drăguț. Eu sunt ochios. Voi adorați ochioșii. Da, ochioșii de pluș. Adorăm, da? Da. Merge mai departe. Și următoarea radieră haioasă este această radieră uriașă, pe care imediat o voi scoate din folie. Și iată cum arată radiera noastră uriașă fără folie. Arată destul de bine, are niște culori foarte pronunțate și îmi place enorm că pe ea este scris că ea este pentru niște greșeli într-adevăr destul de mari. Deci, dacă ai făcut o greșeală foarte mare, o poți șterge cu această radieră uriașă. Asta e pentru mine. Da, evident că aceasta este așa ca o glumă, dar este destul de haioasă și destul de profundă. Radiera este destul de grea, cred că are aproape un kilogram, dar dacă n-are un kilogram, cred că are nu știu câte sute de grame. Eu chiar din curiozitate mă duc să o cântăresc. Este foarte și foarte grea. Chiar sunt curioasă câte grame are. Și după cum puteți observa, radiera noastră are aproape 200 de grame. Este extraordinar de grea pentru o radieră. Ia de Betty o radieră obișnuită să vedem cât are un iepuraș de ăla, de exemplu, pentru comparație. Deci, după cum puteți observa, un simplu iepuraș are doar 10 grame, pe când radiera aceasta este de 20 de ori mai grea, sau de 19 ori, mai precis, mai grea. Adăbeți și omulețul ăla să-l cântărim. El cred că tot este destul de greu. Da. Wow! Are tocmai 26 de grame, deoarece pălărioara lui este extraordinar de grea. Gata. Hai, Betty deja vrea să le cântărească pe toate. Hai, dă și asta și gata. Wow, și asta e destul de grea. Da. Următoarele radiere haioase pe care le-am găsit noi sunt acestea, care au forme de bancnote. Imediat le vom despacheta și o să vi le arătăm mai îndeaproape.
Și pe prima radieră la noi este imprimată o bancnotă de 20 de euro. La prima vedere, mie mi s-a părut că aici este o foaie care este lipită pe o radieră. Dar de fapt eu m-am greșit și aceasta este o radieră în formă de 20 de euro, adică nu este nicio foaie pe ea, dar imprimarea a avut loc direct pe radieră. Super frumos, da? Da. Și pe următoarea radieră la noi este imprimată o bancnotă de 100 de euro. Eu cred că este destul de amuzant să scoți la școală o bancnotă de 100 de euro și să ștergi creionașul, da? Da. Și ultima bancnotă care este imprimată pe radieră este aceasta în valoare de 500 de euro. Eu l-aș vrea să fie adevărat. Da, și eu aș vrea să fie adevărat. Eu tot aș vrea să fie adevărat. Da, și eu tot aș vrea să fie toate adevărat. Dar, din păcate, acestea sunt doar niște radiere. Putem haioase. Să le plătim ca la doamnă, dar că... Radiere. Da, la schimb valutar. Ok, dar nu cred că le primește. Sunt cele are. E pe partea aceasta nu este. Nu este și e groasă și e mai mult, mai mică. Nu, stai liniștită. Și mai groasă. Nu, nu ți le primește nimic. Bei-te un pic și ai imaginat că cineva poate să îi le primească. Bine, mergem mai departe? Da. Și ultimele radiere pe care vrem să vi le demonstrăm noi astăzi sunt acestea, care și ele, la rândul lor, sunt extraordinar de haioase. Să le scoatem din folie și să ne mai uităm o dată la ele. Și prima radieră din acest set are forma unui emoji care râde cu lacrimi. După cum vedeți, și pe o parte și pe alta, acest emoji are aceeași față. La fel este și cu al doilea emoji, care este zâmbește. Așa... Zâmbește, dar un pic parcă e trist, ochișorii distriști, da? Iată, după sprâncenie, parcă se pare că e un pic trist sau așa mi se pare mie. Nu, este trist, este. Este, da? Și el, la fel și pe o parte și pe alta, este cu aceeași față. Eu nu vreau să sterg cu ele. Și acestea sunt toate radierele haioase pe care am vrut noi astăzi să vi le prezentăm. Care radiere, Beti, ți-a plăcut ție cel mai mult? Aceasta uriașă, care da? E așa o glumă pe ea. Care are o glumă destul de haioasă. Și bancnotele. Și bancnotele. Mie, dacă sincer, mi-a plăcut tot foarte tare această radieră mare, deoarece sensul este foarte adânc, care este scris pe ea. Și mi-au plăcut foarte mult și acești iepurași și ochioși în formă de radieră. Dar la fel de originale au fost toate. Mie mi-a plăcut și ăsta care este bălângă de cap. Da, și astea au fost interesante. Și bancnotele, da, și emoji. Deci, puneți un cadou. Deci toate sunt extraordinar de interesante și frumoase. Copii, scrieți-ne, vă rog, în comentarii dacă vă place rubrica noastră cu radiere haioase și să știți că noi am mai filmat câteva părți din această rubrică, deci le puteți găsi pe canalul nostru și scrieți-ne în comentarii ce radieră v-a plăcut vouă cel mai mult din cele pe care le-am despachetat noi astăzi cu Beti. Dar dacă v-a plăcut video nostru, puneți like și abonați-vă la canalul nostru YouTube. Pa, pa! Pa, pa!